Razile polițiștilor au început încă de vineri seară, când au derulat o acțiune de control comună cu mai multe instituții giurgiuvene, ocazie cu care a fost descoperit un abator ce funcționa ilegal, dar și peste 500 de kilograme de carne ce erau puse la vânzare fără vreun document de proveniență. În urma acțiunilor desfășurate de polițiști pe raza municipiului Giurgiu a fost descoperit un abator care funcționa ilegal. La o societate comercială au fost identificate 490 de kilograme de carne pentru care nu a putut fi uh, oferite uh, documente pentru care nu a putut fi oferite documente de proveniență și nici documente sanitar-veterinare. De asemenea, polițiștii au mai aplicat patru sancțiuni în valoare de 21.000 de lei pentru uh, lipsă documente de proveniență a mărfii. Controlele au continuat și sâmbătă, când polițiștii au făcut alte descoperiri. De data aceasta a fost vorba despre câteva arme. În urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii postului de poliție Hotarele, a fost oprit pentru control un autoturism în care se afla trei tineri. În urma controlului efectuat în autoturism au fost identificate două puști cu lunetă și un pistol calibru 4,5 mm toate cu aer comprimat. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că armele aparținea doi tineri dintre ocupanții autoturismului, pe numele cărora s-a întocmit dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.